a spus recent că merită să cadă guvernul pe proiectul reorganizării administrative. De ce? Am zis că merită să cadă un guvern, oricare ar fi el. Să cadă un guvern de dragul reorganizării administrative. Da, acum avem guvernul Boc. Da, chiar ăsta și, trebuie da, să facă reorganizarea administrativă. Da. Eu cred că guvernul Boc nu are altă variantă decât să-și asume răspunderea sau să promoveze printr-un proiect de lege. Dar nu-i riscant să-și asume răspunderea? Că am văzut Senatul nu mai funcționează, nu mai funcționează majoritatea imediat, acolo. Nu, vă spun imediat. Și am văzut la ei că există opinia asta. Dom'le, noi mai... Înțelegerile sunt de fapt cu UDMR, da? În coaliție. Ei spun, dacă ne înțelegem cu UDMR, bine, dacă nu ne înțelegem, îl abandonăm. Eu cred că cei care spun asta se grăbesc, n-au citit programul de guvernare. De ce? În programul de guvernare, la capitolul 2.10, capitolul 2.21, capitolul 19.1, care are mai multe subpuncte, sunt prinse și descentralizarea, și reorganizarea administrativ-teritorială, și refacerea regiunilor de dezvoltare. Deci, cu vreun termen limită sau așa în general? E programul de guvernare 2009-2012. Un program de guvernare pe care guvernul și-l asumă până la limita, nu? Când se termină mandatul așa, oficial. Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă ce? Că nu poți să spui, domnule, abandonez, că tu ai fost investit de o majoritate în Parlament pe baza acestui program de guvernare. Nu poți să spui pe parcurs, știți, m-am mai gândit și renunț la niște puncte din... Nu. Trebuie eventual să vii și să spui vreau să schimb programul de guvernare pentru că noi nu ne-am mai... Dar ce sunt literele lui Moise? Bătem piatră? Păi nu, atunci ce sens mai are? Asta e realitatea. Unele lucruri le pot face, altele nu le mai pot face că nu mai am majoritate. UDMR-ul, partenerul de coaliție, nu mă susține. Da, da, corect, dar asta trebuie să se vadă și formal. Deci guvernul merge și spune domnule, trebuie să schimb programul de guvernare. Dacă îl schimb, trebuie să primesc un nou vot pentru programul adică, respectiv. Nu înțeleg ce vreau să spun. Păi, nu poți să abandonezi, deci tu să fii investit cu un program, da, care e votat de o majoritate și pe care ți-l asumi până la sfârșit, până în 2012 și undeva în 2011 zici m-am gândit mai bine și nu mai vreau să fac lucrurile astea. Adică cum? Cine s-a gândit la asta? Premierul? UDMR-ul? Trebuie o probă în Parlament. Și cum să dai proba asta? Păi, una din ele e asta, asumarea răspunderii. Îmi asum răspunderea ca premier și constat că nu mai am o majoritate care să susțină acest program de guvernare. Aveți ceva informații că guvernul își va asuma răspunderea sau sfătuiți guvernul Boc să-și asume răspunderea? No, eu nu sfătuiesc pe nimeni. Eu vă spun că procedural așa stau lucrurile. Deci, cele obiectivele de care vorbesc, regionalizarea și descentralizarea, nu sunt niște invenții din ultimul an. Sunt niște obiective din programul de guvernare și guvernul nu are decât două variante. Ori cade de acord pe o variantă de regiuni și pe un proiect de descentralizare cu UDMR-ul, ori își asumă răspunderea ca să vadă dacă mai există majoritate pentru programul cu care a fost investit în Parlament. Așa e în orice democrație. Și dacă nu are majoritate, dacă poate nu are majoritate, poate se uită în Parlament, vede că în Senat nu mai are de la începutul sesiunii majoritate, vede că lucrurile arată prost în Parlament și spune n-am cum să mă duc cu asumarea răspunderii, că pic, cad. Dacă nu are majoritate, cade guvernul. Așa se întâmplă în orice țară din lumea asta. Dar e obligația guvernului... Păi da, Boc vrea să guverneze și e firesc și asta, să-ți asumi guvernarea în vremurile astea grele. E adevărat, dar sunt niște obiective din programul de guvernare, adică nu sunt independente de guvernare obiectivele astea. Și, repet, din punct de vedere politic, eu spun că e atât de importantă regionalizarea încât ea trebuie făcută chiar cu prețul căderii unui guvern. Și dacă o să cadă acel guvern din cauza regionalizării, atunci se va face un alt guvern, iar premierul același sau altul care va veni în Parlament va trebui să aibă în programul de guvernare regionalizarea și descentralizare. Și să-și caută susținere în Parlament. Se duce, dacă o să cadă și al doilea guvern, mergem în alegeri. Anticipate. Da, ceea ce știm că nu se va întâmpla, domnul Tăpălagă. Niciun parlamentar nu vrea asta și nu va vota exact anticipat. Asta ce vă spun. Că de fapt se poate face regionalizarea, dar trebuie forțată. În forță. Da. Pentru că altfel, alternativa e să mai stai până în 2016. Întrebarea e așa. Negociezi cu UDMR, tu, guvern Boc. UDMR nu vrea reorganizarea administrativă. Te duci în Parlament, cazi. Da, pentru că până la urmă premierul este responsabil. Te întorci cu alt guvern.
acest guvern fără UDMR nu va putea face o majoritate și atunci ești în cer vicios, vorbim degeaba. Dar guvernul ăla o să treacă. Păi cum o să treacă? Ai nevoie de UDMR la guvernare, că alminte nu-ți mai trece nimic după aia. Nu, guvernul ăla o să treacă, obligatoriu. Știi foarte bine că dacă nu trece, avem anticipat. Și atunci cu cine? Cu bucăți din PSD, cu susțineri punctuale din PSD, din PNL, cum? Da, uite, să știți că și asta e interesant. Să știți că sunt oameni în PSD și PNL, nu știu dacă or fi 20-30, adică cât să completeze... Să compenseze eventuala ieșire de la UDMR. Care sunt de acord cu regionalizarea și reorganizarea administrativ-teritorial. Încă și ei au simțit în acești 20 de ani sau 10 ani această presiune a sistemului feudal asupra lor. Și atunci, sigur că ar putea să o susțină. Deci eu nu cred că nu există. Noi nu știm dacă în momentul ăsta chiar nu există susținere, o majoritate. S-ar putea să fie fără UDMR, dar nu înseamnă că nu există o majoritate. Și mai gândiți-vă și la alt lucru, cel puțin descentralizarea. UDMR vorbește de aia de 20 de ani. Mă îndoiesc că parlamentarii UDMR n-ar susține descentralizarea, deci trecerea puterilor de la județe și de la ministere, cele care pot fi trecute la comunitățile locale, pentru că asta susțin ei de 20 de ani.